Vreau să vă spun bună seara și eu am fost la Părintele Dumitru Stăniloae. Locul în care ne aflăm aici, chiar jumătate din locul acesta, este mare față de cămăruța în care ne întâlneam la Părintele Stăniloae. Am ajuns eu cu soția mea am luat cunoștință despre Părintele Stăniloae ceva înainte de a-l cunoaște personal. Soția mea a lucrat la Muzeul de Artă, la secția de restaurare și la un moment dat au făcut o călătorie din partea muzeului Ministerului Culturii, au făcut o călătorie din Moldova, pe la Mănăstiri și acolo am întâlnit parte din cărțile Părintele Stăniloae care se găseau la Mănăstiri și am luat atunci cunoștință cu lucrarea Părintelui și am și cumpărat atunci niște cărți. Pe urmă, în timp, am în presă urmărind, am întâlnit scris, mă rog, texte scrise de Ioan Alexandru și am spus soției lui Emilia să am auzit că sunt niște cursuri ale lui Ioan Alexandru și să încercăm să mergem și noi acolo la aceste cursuri. După oare ceva timp am aflat unde se țineau cursurile. Era destul de greu să aflu despre acest lucru, că lumea era prudentă și acolo l-am cunoscut pe Niculescu Coscu și împreună cu el am ajuns la Părintele Stăniloae. Locuiam în vremea aceea undeva pe șoseaua Iancului. Costian locuiește și acum în Vatra Luminoasă, aveam o stradă care ne despărțea. Și asta era prin anii 80. Și atunci am încercat primul portret al Părintelui Stăniloae. După un timp am încercat să ne mutăm de acolo unde locuiam, era un apartament pe două camere, destul de strânt, îmi doream să am un atelier. Și să facem că am găsit o locuință aproape de unde locuia Părintele Stăniloae. Părintele Stăniloae locuia pe strada Cernica. Noi am găsit o locuință pe strada Paleologului. Ne despărțea o mică stradă, strada Nicuștori, adică o mică porțiune dintre aceste străzi. Eram foarte aproape de Părintele Stăniloae. Mă gândesc că cam aceasta era ora la care mergeam la Părintele Stăniloae, suntem la ora la care noi eram prezenți acolo. Erau ierni reci, se lăpta destul de zdravă în de frig, nu era căldură și mi-aduc aminte că Părintele, cum eram așa mâna de oameni, cam cum suntem aici, uneori mai mult și uneori cam așa, spunea că se încălzea prin faptul că suntem noi împreună acolo, suntem niște sorbe biologice, sorbițe biologice. Da.
Suntem împreună aici din dragoste de Părinte, din dragostea noastră față de Părintele și din dragostea Părintelui față de noi, pe care am simțit-o ca din partea unei Părinte. Era deopotrivă Părinte al nostru, eram împreună ucenici, era și prieten al nostru. Și noi prieteni ai Părintelui și fii ai Părintelui. Eram tineri, mai tineri, poate că puțin mai mari decât când mă gândesc că aici sunt studenți la începuturile lor, începutul vieții lor studențești. Noi eram deja, după ce am terminat facultate, după ce, mă rog, intrasem oarecum așa în viață. În ce mă privește domeniul ăsta al picturii, al literaturii, se vorbea despre realismul socialist. A fost o perioadă oarecum de liberalizare și au pătruns niște lucruri de peste zidul care despărțea lumea apuseană. Dar turisesc că nu mă simțeam într-un totul apropiat nici de ce venea de acolo, dar nici de realismul socialist nu eram apropiat. Și am discutat cu Părintele lucrurile acestea. Vorbeam despre moștenirea pe care o aveam în muzeile noastre de artă și de apropierea pe care o aveam și despre pictura pe care am întâlnit-o în Moldova și în mănăstirile noastre și mă încurajat să continui în sensul acesta, pentru că lucrurile acestea care erau în jurul nostru produceau oarece neliniște sau cum i-am producea această neliniște. Îl însoțeam duminicile de la biserică, nu avea o parohie la care să spun că, mă rog, cum avea, mergea la diverse biserici, uneori ținea câte o predică, vorbea simplu, înțeles, o voce blândă, liniștită, nu era nimic spectaculos, plină de conținut. Înțelesul celor care se aflau în biserică. Și folositor pentru toți care eram acolo. Nu știu dacă am spus că am fost împreună cu Nicolescu Costean acolo, după care, cum s-a spus adineori, avea o viață de lucru în fiecare zi, începea de dimineață, chiar de dimineață, poate ca la mănăstire așa și lucra. La început dădeam telefon când mergeam la Părintele, urmă cu timpul, dacă se întâmpla să mai întârzi, dădeam măicuța telefon să întrebe numele de acolo, iar cu timpul
mergeam pur și simplu la părintele fără să dau un telefon, adică intram în mod firesc. A fost în preajma lui din anii 80 până în 1993. Au trecut, uite, 110 ani de la naștere și 20 de ani de la plecare. Îl simt aproape de noi, în mod real, ne raportăm la Părintele. A adus o moștenire culeasă, culeasă această moștenire care ne-a lăsat-o, o moștenire care vreau să spun că dacă ne folosim de ea, ea nu se împuținează, se înmulțește cu fiecare din noi care o va folosi, nu face decât să înmulțească această moștenire care să ne ducă mai departe. Sunt aici mulți tineri care nădăjduim să folosească acest lucru. Să înmulțească această moștenire. Le mulțumim celor din familia noastră pentru aceste mărturisiri. Vom continua evocarea, după ce vom avea din nou secvențe din filmul Părintele Dumitru Stăninoae. Deci, va urma domnul Costea Munteanu și după aceea vom relata evenimente care ne-au rămas în memorie și care merită să fie aduse în actualitate.